Haideți să ajungem la unul dintre cele mai importante și în același timp cele mai interesante subiecte pentru cei mai mulți dintre noi. Rugăciunea. Rugăciunea. Aici o întrebare pe care o primesc și eu chiar dacă nu sunt abilitat să răspund la un nivel, eu știu, ridicat. Mă mai treabă lumea, dom'le, Lume, cum să fac să-mi asculte Dumnezeu rugăciune. Pentru că, uite, cu tare i-a ascultat, cu tare i ascultat, probabil că ți mai, mai credincioși, mai vlavioși. Cum să faci să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea? Pentru că sunt tot felul de probleme. Mă rog pentru ăsta micu, mă rog pentru mine, mă rog, poate, nu știu, o fi păcat să mă rog să am succes în carieră, să am succes în viață. Ce rugăciune ascultă Dumnezeu și ce rugăciune n-ascultă Dumnezeu? Păi Dumnezeu ascultă toate rugăciunile care le-a scos tu mai întâi. Trebuie deci să-ți măsori cuvintele și totuși înaintea lui Dumnezeu nu poți cere chiar orice. Doamne, dăm niște sare în borș. Cam așa. În ultima vreme eu constat că noi avem rugăminți la Dumnezeu. Să ne rezolve, știu eu, avea mitropolitul nostru Antonie Dumnezeu să-l odihnească o vorbă luată, am văzut și la Steinhard de pace, Dumnezeu ne a Dumnezeu nu instalatorul nostru de servici. Adică sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Noi există o pildă celebră în care un franciscan, un dominican și un ortodox se rugau acolo împreună într-o seară și se taie curentul. Franciscanul ce hai să ne rugăm să vedem cum ne ajută Dumnezeu din punctul ăsta de vedere. Franciscanul a cântat, a adus slavă lui Dumnezeu, s-a rugat o vreme, mă, nu s-a aprins lumina. Dominicanul a predicat, ei sunt excepțional la predică, a predicat Dominicanul extraordinar, nu, nu s-a aprins lumina. Ortodoxul a început să cânte un slavă, a luat sârma, a montat la, pe vremea erau cu sârme instalațiile și rezistențele, a pus o s-a aprins curentul electric. Adică toți trei erau în același duh al rugăciunii Dumnezeu, dar unor chiar trebuie să facem și noi parte din lucrul ăsta. Sunt convins că acum și franciscanii și dominicanii montează sârma ca au învățat. Dar în esență, cred că noi suntem ora et labor, adică nu trebuie să pice pe măleața în gură lină Există o, o, deviere evanghelică undeva în Corea de Sud, mi se pare un tip care propovăduie Evanghelia Prosperității. Și el spunea, dacă te rogi să ai un, Peju, un Ferrari roșu, îți vine un Ferrari roșu în cap. Ferească Dumnezeu ăștia, adică totuși. Dar cred că depinde foarte mult să nu uităm de cuvântul Mântuitorului, să cerem ca și cum am fi primit. Le spun mamelor, ți frică de sănătatea copilului? Da. Spune, îți mulțumesc, Doamne, că mi-l sănătos. Păi cum că e bona? Tu îți mulțumești de Dumnezeu că ți-l ține sănătos sunt zeci de perechi de tineri care nu pot face copii, nu au copii. Și le zic, mergeți la Maica Domnului, la noi la catedrală, e acolo o icoană frumoasă a Maicii Domnului, cu nunița albăstrică și zic tot timpul, mergeți și spuneți -i că îi mulțumesc că v-a ajutat. Păi cum? Mergeți și spuneți că ați și primit. Voi știți că deja ați și primit dacă în sufletul vostru o să ocupați cu Dumnezeu. Cum să-i cer lui Dumnezeu? Și să ați văzut răspunsuri la Da, da, mii, Mi. zeci. Cel puțin la nivelul uh, imediat, nu, dar rugăciune și o chestiune de răbdare. E o chestiune amplă de răbdare.